Cine nu a mai avut niciodată o mașină în proprietate va putea, începând cu data de 1 noiembrie, să ia un credit în condiții preferențiale. Programul Prima Mașină, adresat în special tinerilor cu vârste între 18 și 35 de ani, dă posibilitatea achiziției în rate de mașini noi cu prețuri de până la 13.000 de euro. În plafonul programului guvernamental se încadrează și mașinile producătorilor autohtoni, iar avansul pentru credit este cuprins între 5 și 10%, de două ori mai puțin față de cel cerut în mod obișnuit pentru creditul auto. Venitul necesar pentru accesarea plafonului maxim al programului guvernamental face și diferența cu produsele de creditare standard de pe piață. Faptul că perioada de creditare este mai lungă cu 2 ani aduce clientului rate lunare mai mici, 150 de euro lunar pentru 13.000 de euro împrumutați, față de 200 sau 300 de euro în cazul celorlalte tipuri de credite.